Uite de la tine, puternic, periculos, înspăimântător. O singură înfrângere te transformă într-un copil îmbofnat. Răzbunarea contra trădătorilor Vatek și Tainar era aproape noastră. Și nu mai există nimeni altcineva care să merite răzbunarea voastră? Aș dori să văd pe Elion suferind. Elion? Dacă nu-i poți manipula pe simpli gardieni, ești oare pregătită să o înfrunți pe regina lor atot puternică? Gardienele pe de altă parte... Le-am urmărit pe pământ ca să le taie aripile, dar... Probabil că apropierea ta a fost lipsită de delicatețe. Să le tai aripile poate fi mai puțin eficient decât să le distrugi spiritele. Da, te vei duce pe pământ, Miranda, cu altcineva care să se poată adapta acolo. Suspect! Nu te vom dezamăgi. Muștele nu văd niciodată plasa decât când este prea târziu. Și care dintre noi își controlează focul, iar aerul e tot cu noi? Și care dintre noi își face vrăși cu apa, pământul îi tremură? Haide! Mai bine fugi, că fugi de o fel. Pielea lor vor afla. Ai pornit aici cu noi, totul se va schimba. S de la schimbări. N-ai văzut-o pe Alchemy? A intrat în biroul directoarei. Dacă nu se grăbește, o să piardă testul de istorie. Test? Oh, nu! N-ai învățat? W-I-T-C-H? Uici nu m-au prea ajutat. Ah, mama se va supăra dacă pierd testul. Elevi, vă rog să puneți cărțile deoparte. Vă reamintesc că orice discuție între voi va fi considerată copiere. Întrebarea numărul 2 este greșită și ai scris greșit cuvântul Lincoln. Oh? Oh, nu din nou. Dacă aș fi avut notele tale, cred că aș fi fost foarte mulțumit să primesc ajutor. Ești în gură! Tu știi să calculezi. Acesta este un test de istorie. Când voi avea nevoie de ajutor, îl voi cere. Ok. În biroul directorului. Nici o hoinăreală pe coridoare. Ce vorbești cu mine? Cum îmi vorbești? Îndrăznești? Scuză-mă! Salut! Ești de mult pe aici? Nu, sunt nouă. Numele meu e Melinda. Ui, sunt atât de mulțumit! În cele din urmă ei fac ceva legătură cu Elion și cu părinții ei. Ce vrei să ei spui? Ei au dispărut definitiv și nimeni altcineva nu pare îngrijorat. Așa că l-am convins pe directorul Knickerbocker să sună la poliție. Oh, bine! Mai bine intru în clasă! Mă lasă să dau testul la istorie! Minunat! Minunat! Vezi tu, regina Elion, dacă West Noberites își țin grupul Hugong pe partea de est a orașului West Nober și East Noberites își țin grupul Hugong în partea de vest a orașului East Nober, atunci va fi inevitabil că East Nober Hugong să se amestece cu West Nober Hugongs. Este haos geografic cu neamurile. Acest lucru este și a fost întotdeauna rău pentru afaceri, atât în orașul East Nober, cât și în orașul West Nober. Noberiții, și desigur vorbesc acum de cei din est, au fost în prealabil de acord să țină grupurile în partea de sud a orașului East Nober pentru a evita confuzia. Mulțumesc! Mă voi gândi la problemele tale. Oh, cu lucruri din astea nici nu-ți vine să mai conduci. Vrei să spui că nu găsești fascinante disputele Hugong referitor la teren? Dați la blanc terenul! Rezolvă disputa! Am calculat problema. O parte între est și vest îmi revine mie.
Dar mi-a lipsit partea în care prințesa devine regină. Ce s-a întâmplat? Unde e balul meu mascat? Unde este prințul meu? Am dorit un castel pe un nor și uite ce am primit în locul lui. Arhitectul regal cu planul de canalizare. Deci atunci Alchemy îl spune că poliția o caută pe Elion. Bine că erai trimisă la directoare, altfel n-am fi știut. La director? Ce-ai făcut? Eu n-am făcut nimic. Sam este de vină. Mă bucur de cunoștință. Wow, super! Este inteligent artificial? Mai mult, inteligent atractiv. Ei, ia stai! Îl poți într-adevăr auzi? Ei, bine, da! Nu aud nimic. Nimeni altcineva nu poate. Ei doar mă aud pe mine vorbind cu el. Ciudat. Devine și mai ciudat. Salut, Will! Mă bucur să te văd! Mă bucur că te-ai dus acasă! Putea să-i recomand fructe proaspete? Totul vorbește? Totul cu curent, continuu sau alternativ? Dar cred că doar gardienele îl pot auzi. Super! Este ca și cum am avea 100 de prieteni noi! Ai uitat din nou să mă duci la școală, dacă mama ta ar fi avut nevoie de tine. Seamănă mai mult cu 100 de părinți noi. Când a început totul? După ce ne-am întors din Kandrakar. Ce are să vezi? Comedie? Acțiune? Romanță? Wow! Se învechește atât de repede, cine a știut? Deci, fără priză nu este o opțiune? Fetelor, fetelor! Asta poți să aștepte! Ce facem cu Elion și cu poliția? Trebuie să facem ceva! Nu sunt șanse să o găsească! Ea și familia Brown sunt în siguranță pe Meridian! Să ne uităm cu atenție la întreaga ecuație! Să o spun, dar sunt de acord cu calculatorul! Salut, fetelor! Mă tem că va trebui să vă duceți acasă din acest moment! Will este pedepsită! Pa! Ne vedem mâine! Will. Pa, Will! Mama, a fost atât de stânjenitor? Nu la fel de stânjenitor ca telefonul pe care l-am primit de la profesorul tău. Nu-mi vine să cred că tu copiai. Nu am copiat. Nu același lucru a spus Dean, domnul Collins. Eu doar... nu ai putea înțelege. Poate, pentru că tu nu vorbești cu mine. Will, știu că treci printr-o perioadă grea, dar dacă nu poți fi responsabilă, eu... E nedrept, dar e nedrept. Irma, intră, te rog. Bine. Salut, tata. Irma, de ce nu mi-a spus că nimeni nu a mai văzut-o pe Elion de luni de zile? Ea este una dintre cele mai bune prietene ale tale. În vacanță, o adevărată lungă vacanță. Face scufundări în Bora Bora. Cine ți-a spus acest lucru? Will. Ți-a mai spus și altceva? Ai auzit de la Elion sau de la familia ei? Ai primit vreo carte poștală? De ce sunt eu aceea care este mereu interogată? Nu pot să-l întreb pe Chris în locul meu? Iar pe Chris! Pe Chris! Vorbim mai mult mai târziu. Chiar acum trebuie să am o discuție cu Chris. A fost? Am făcut eu... pot eu să... Ei, chiar nu am cuvinte! Alo? Nu, îmi pare rău, Irma. Will nu are voie să vorbească la telefon o săptămână. Așa este. La revedere. Dacă aș putea avea o sugestie. Nu, este doar vina ta. Nu, te rog. Nu mai discut pe bună ora de casă, jur pe circuitele mele. Cum vrei. Oh, privește, Saint Pete. Cred că tocmai am găsit proba unei crime. Alchemy, n-ai văzut-o pe Will? Va... V-au citit drepturile? Liniște! Will, aceștia sunt detectivii Medina și McTinian. Ar dori să spună câteva întrebări în legătură cu Elion Brown și părinții ei. Am auzit că știi unde se află ei. Ah, desigur, toată lumea știe. Ei sunt într-o călătorie în Alpi. Și cine ți-a spus acest lucru? Cornelia? Băi, Elin a spus că familia Brown este în Australia, în plină sălbăticie. Nici măcar nu-i pot suna la telefon. Irma mi-a spus mie că sunt la plajă în Hawaii. Bora Bora, în mod sigur Bora Bora. Ați putea repeta întrebarea? Cu siguranță ascund ceva. Sau poate că nu știu nimic și doar repetă ce au auzit. Scuzați-mă, sunteți poliția? Da, iar dumneavoastră? Melinda, vreau să vă ajut, dar mi-e frică.
Nu te teme, ești în siguranță cu noi. Acele 5 fete meschine, ele au pretins a fi prietenele lui Elion, dar în realitate au urât-o. Ultima dată când am văzut-o pe Elion, ele o conduceau acasă. Spuneau că au o surpriză pentru ea în subsolul casei. Știu că trebuie să intri în clasă, dar îți mulțumim că ne-ai spus acest lucru. Tot mai crezi că este doar o bârfă? Voi vorbi diseară cu Irma, să văd dacă își mai reamintește ceva în plus. Bine, vom obține un mandat de percheziție. Să găsesc rădăcina pătrată a lui 4096. Omule, aș dori să fi avut un calculator vorbitor. Ah, salut, tata, doream doar... Este în regulă. Știu că vrei să-ți aperi prietenele, Irma, dar nu trebuie să mă minți pe mine. Nu mint! Haide, tata, mă tratezi ca pe o criminală fără niciun motiv. Vrei motive? Ai reacționat ciudat luni de zile, dispărând mereu și după ceea ce a spus Melinda aceea... Cine este Melinda? Nu contează! Trebuie să-mi răspunzi la întrebări acum! Oh, cheamă un instalator! Mă bucur că sunteți aici, tatăl meu! A început să tăia la întrebări, nu? Da, cum ai aflat? Tania a devenit odată telepatică. Poate să pătrundă în fiecare din creierele noastre și să transmită gândurile celorlalte dintre voi. Eu sunt propria mea stație de radio. Păcat că a funcționat doar cu voi, și fetelor. Și păcat că nu a funcționat azi dimineața. Am fi putut să o folosim ca să facem credibile poveștile noastre și... Oh, nu ai transmis cumva că îmi place de Andrew Hornby? Nu. Tocmai ai făcut-o tu? Nu! Lăsați asta! Priviți ce pot eu să fac! Sunt ca aerul! Nimeni nu mă poate vedea! Decât dacă vreau eu acest lucru! Ce se întâmplă cu puterile noastre? Au mai multă forță. Apropo, am făcut chiar acum o piscină interioară fără să fi încercat măcar. Mie îmi spui! Ale meu au fost stricat de la Kandrahar. Kandrahar? Asta este, conservarea energiei. O definiție ușoară, te rog? Când eram în Kandrahar, Consiliul a îndepărtat voalul. Toate energiile mistice folosite pentru a-l menține au trebuit să meargă undeva. Așa că au intrat înapoi în inima Kandrahar-ului și în fiecare din aurele noastre. Acesta este motivul pentru care am devenit deodată cea mai bună prietenă a fiecărui aparat. Și de ce tatăl meu a devenit sclavul minții mele ieri? Și de ce puterea mea a devenit ciudată? Da, credeam chiar că o s-o pierzi. Ei bine, tatăl meu mă va căuta în curând. Trebuie să aflăm cine este această Melinda. Ei bine, m-am întâlnit cu ea. Este o elevă nouă, pare destul de drăguță. Atunci de ce încearcă să ne înfunde? Ups, scuze! Auzi? Este gol. Și nu seamănă cu ceilalți pereți. Cred că este nou. Avem nevoie de ustensile ca să-l dăm jos. Trebuie să aflăm ce știu fetele acelea. Cred că autoritățile de pe pământ le suspectează pe gardiene de o crimă care nu a avut loc niciodată. Și acest lucru ar trebui să încheie treaba. Nu știu cum ai făcut acest lucru, nu știu de ce l-ai făcut, nu știu nici măcar când l-ai făcut, dar știu ce ai uitat să faci când ai scăpat de zidul tău fals. Scuzați-mă! Cum ați luat calculatorul meu? Am fost în casa familiei Brown, știam că a ascuns ceva. Da, și sunt gata să mărturisesc, dar puteți să-mi dați un pic de apă? Hei, nu cu punga! Este bine ca mari. Gardiene? Uniți-vă! Trebuie să ne grăbim înainte ca polițiștii să-și dea seama că am plecat. Ai putea veni aici? Mama mea se va întoarce acasă din minut în minut și ea este judecătoare. Nu-ți fie teamă, am celularul lui Will pe chemare directă. Va fi așa mereu? Alo, am prins-o pe Will pe linia întâi. Will Van Dam, ți-ai pierdut dreptul de a vorbi la telefon, domnișoară. Este o urgență, Ed. Dă-mi-l pe Semi la telefon. Will, ai grijă, ei încearcă să-ți înșeneze ceva. Ce sunt ei? Un uriaș din nisip mișcător și o fată, Melinda. Pe mine m-au răpit și m-au lăsat să mă găsească polițiștii. Lucrul acela pare a fi sentit. Presimțirea mea este că Melinda este Miranda. Și dacă fata cea nouă este cu el? Trebuie să-i oprim. Ups, forțe mai puternice, uitasem.
Crezi că planul lui Will va funcționa? Există o singură cale de a afla. Mă bucur că ați venit aici să ne jucăm. Este greu să-ți faci prieten când ești fata cea nouă. Știam că veți veni. Criminalii se întorc mereu la locul crimei lor. N-ar trebui să o ducem înăuntru? S-ar putea să ne vadă cineva și... Să vă descoper identitățile și să vă distrug viețile pentru totdeauna, dragul! Ar fi bine să terminăm cu asta! Acesta este deosebit. Am spus vreodată că urăsc păianjenii? Foarte bine, domnișoară. Gata cu jocurile. Unde se ascunde Will? Sau vrei mai bine să vorbești înapoi la stație, nu? McTinnon. Am primit reclamații din partea vecinilor familiei Brown. Am recepționat. Dar am informații... Da, vorbim pe drum. Oh, nu! Oh, da! Telepatie! Și-am vrut așa de mult să fiu calmă! Nu se întâmplă nimic la familia Brown, nu se întâmplă nimic la familia Brown. O se întâmplă... Se întâmplă ceva la familia Brown. Poate o scurgere de gaz? Probleme cu păianjenii? Vom afla în scurt timp. Dacă nu te poți stăpâni, dezlănțuie-te. O coloană de flăcări nu e doar fierbinte, e biblică. Un pic de ajutor, mă rog! Stai, nemișcată! Nu contează, am asta! Vrei de... Și noi l-am gândit așa! Irma, rămâi în mașină. Atât de mult timp pentru a parca mașina. Sper că Will a avut timp suficient. Trebuie să ajungem la aeroport. Asta mă gândeam și eu. Mințile mari gândesc la fel. Închide ochii! Am nevoie de aer! Funcționează! Continuă! Una jos, una să plece! Oh! Heli, în spatele tău! Avem probleme cu St. Pete! Îl văd! Poate că îl putem prinde sub pământ înainte... Mersi, Heilin! N-am fost eu! Dar acest lucru înseamnă că... Și eu am puteri noi! Telechinezie! Uimitor! Aproape o victorie, gardienelor! Vă puteți lăuda cu ea din celulele voastre de închisoare! Spune-mi din nou de ce trebuie să mergem la aeroport? Privește! Ia e! Asta este! Vii cu noi! Chiar știi pentru ce mă acuzi? A fugit de acasă când încercam să o interogăm? Asta este! Will! Irma! Elion? Ea este aici? Wow, Elion! Oh, nu ai crede ce mult ți s-a dus dorul! Sunt așa de bucuroasă că ați venit să mă întâmpinați! Dați-mi voie să vi-l prezint pe vărul meu Caleb și pe noul meu cățeluș! Blanc, latră! Latru, latru! Scuzați-mă, fetelor, a fost o neînțelegere, credeți-mă! Oh, ce pierdere de timp! Ei, privește partea luminoasă, ma! Familia care dispăruse, noi am găsit-o! Deci, Will și cu mine i-am convins pe Alborn și pe Miriadel, adică familia Brown, că eu a trebuit să termin anul școlar. Voi apărea din Meridian în fiecare zi. La fel și eu.
Mă angajez să veghez la siguranța lui Elion. Oh, dar orele de curs nu vor fi plictisitoare pentru o regină? Dați-mi cărți de școală în loc de proiecte de canalizare. Elion, te-ai întors! Am fost așa de îngrijorat în privința ta! Călătoria mea a durat mai mult decât am crezut, dar ar trebui să auzi povestirile mele din călătorie. Ce am făcut acum? Fur ultimul baton de înghețată? Cred că am meritat asta. Îmi pare rău că ți-am creat dificultăți. Da, bine, e în regulă. Am fost cam ciudată în ultimul timp. Nu știu, poate că pur și simplu cresc. Ei bine, sunt foarte mândru de ce vei fi când vei crește. Scuzați-mă, domnule, dar am primit astăzi carnetul de note al fiicei mele și notele ei pur și simplu nu se îmbunătățesc. Trebuie să pun înainte de toate binele ei. Ea nu s-a adaptat la Heatherfield. Aș dori să vă solicit un transfer în afara orașului.